Bună dimineața! Astăzi despre scule pe iPhone, scule pe care le putem folosi în viața reală. Începem cu Decibels, da, o aplicație pe care am mai folosit-o și în trecut ca să măsurăm numărul de decibeli a unui difuzor. O să-l pun undeva aici și o să punem ăsta... Putem face chiar și o poză. Da, chestia asta scoate 80 de decibeli. Pac! Și avem o poză pe care o putem salva, bineînțeles. Acum poți să taci. Mulțumesc, ești foarte drăguț. Așa. Light meter. Light meter este pentru numărat luxii. Ia să dăm afară. Câți luxi avem afară? Tu înregistrezi? Înregistrezi. Avem... 3622 de lux, 3221 de lux. Vezi din cât lux are beculețul ăsta? 3746. Și, auleu, tu câți lux ai, fratele meu? 4700, 4600. A, nici nu pot să mă uit la tine. Bun, aplicația de măsurat lux. Este dem o aplicație cu care putem măsura unghiuri. Punem așa. Ia să vedem ce unghi are, sub ce unghi e pus acest panou solar pe geamul nostru. La 76 de grade sau la minus 104 grade față... A, nu, am greșit. Stai să vedem, să facem așa. La 75 de grade și minus 105 grade, depinde de unde ne uităm. Bineînțeles că are și o riglă, să putem măsura în centimetri câți centimetri are orice. Bun, asta a fost măsurătorul, cam protractor se cheamă, sună cam ciudat. Easy Measure. Easy Measure. Cu Easy Measure poți să măsori distanțe de la tine, de exemplu, până în perete, acolo la colț. Până acolo avem 325 de centimetri, 3,25 m. Până la calorifer avem 280. Până la blocul de vis-a-vis... Avem 19 metri, 20 de metri. E o chestie drăguță așa, o putem folosi pe teren. Bun. Și ultima șmecherie așa este metal detectorul, cu care putem detecta chestii metalice. Vedeți, acum e pe la 50 ceva, punem pe perete. 69, 70. 64... Aici e ceva. Vedeți că scade. 55. 69, 70. Și aici chiar crește. Mă întreb ce... O fi vreun safe cu bani sau ceva de genul ăsta în peretele ăsta. Ok, îmi cer scuze. Trebuie să întreb pe această emisiune pentru că vreau să mă desăpat în perete. Da, astăzi cele 5 scule pe care voiam să vi le prezint astăzi sunt foarte drăguțe, unele sunt utile, unele sunt absolut inutile, dar sunt destul de funny că poți interacționa cu iPhone-ul, cu lumea reală, nu lumea aia de pe Facebook. La revedere!